Hei, înainte să începem episodul, vreau să fac o promovare lui Red, care are 284 de abonați, face videoclipuri cu Minecraft mai exact, din ceea ce văd eu aici, văd că are o serie de ultra hardcore, survival games, Minecraft modat la greu, minigamesuri uri cum ar fi One in the Quiver, serie de Assassin's Creed, Game Dev Tycoon și multe altele. Vă recomand să intrați pe canalul lui, astfel v-am lăsat o notare pe ecran și un link în descriere, să o puteți să faceți mai ușor. Vă duceți la videoclipurile lui, vă uitați, vedeți dacă vă plac, dați like, comentarii, tot tacâmul. Cam atât cu promovarea asta și hai la episod! Salutare tuturor, este Navali și bine m-am găsit la un nou episod de Mod Showcase. Iar înainte să începem, vreau să vă amintesc foarte rapid să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă susțineți era și vreți episoade în continuare, dar nu orice fel de episoade, episoade în care vă prezint moduri mirobolante și epice, ca oaia asta. Modul de astăzi care este desigur interesant, epic și mirobolant se numește Beacon Beam. Ce facem mai exact este că el este încă un mod estetic, cum a fost și cel de data trecută. Și nu știu câți dintre voi preferați să aveți pe lângă casele voastre minunate câte un beacon colorat. Nu știu, nu prea mă gândesc la o folosință foarte practică a beacon ăsta, dar de exemplu să zicem că aici e casa mea și încolo e un beacon albastru și știu că acolo e mina, altul că e acolo e nu știu ce mă gândesc că asta v-ar putea ajuta, în afara faptului că doar sunt niște chestii colorate și poate poți să-ți faci și României din ele. Bun, haideți să vă prezint modul și să încetez <coughs> să vă mai dau sugestii ce să faceți cu el. Deci, după cum bine vedem, ce face el mai exact este că se colorează, domne, lumina beacon în funcție de gemulețul care îl punem. Hai să ne alegem noi niște gemulețe și să punem așa. Alegi la întâmplare. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bun, acum, ce trebuie să faceți mai exact este că vă duceți lângă Beacon, apăsați Shift, click dreapta și culoarea o să se schimbe în culoarea gemulețului respectiv. Simplu, simplu, practic și interesant. Cam atât face modul ăsta, dar mai are încă o șmecherie, hai să punem niște piatră de exemplu modul acesta nu numai că el colorează, o, nu na că îmi pierd cuvintele, <laughs> nu că face o singură culoare, poate să facă și mai multe culori. La ce mă refer? Dacă punem noi niște piatră și punem, să zicem, nu știu cu ce vrem să colorăm roșu, cu albastru, da um, o să vedeți că își revine el și vine roșu, după care trecând prin albastru devine un fel de negru sau albastru foarte închis, bine un albastru foarte, foarte închis că nu are cum să devină negru. Am impresia că se bazează pe principiile din viața reală, adică știți voi anumite culori combinate dau um, o anumită culoare. Deci mai multe combinate rezultă într-una foarte specială. Desigur că acum este un albastru foarte închis, dar îl putem combina, nu știu, cu verde, numai că... Bine, îl poți combina de câte ori vrei, Vedeți că este ceva mai închis, puțin verzui dacă stăm să ne gândim, dar mai mult spre negru, pentru că deja am combinat foarte multe și e închisă treaba. Da, dacă spargem astea, am să observa că își revine la normal. Acum, nu știu exact ce combinați, aș vrea să-mi lăsați voi în comentarii ce combinații credeți că ar arăta foarte frumos, combinații de gemulețe. Eu n-am în minte acum vreo combinație foarte bună, dar mă gândesc că trebuie una gen foarte deschisă, Um, pentru că el devine din ce în ce mai închis dacă observați um, Ia să facem noi, uite fix așa El devine din ce în ce mai închis uh, Ia stai să mă -o fix la asta N-am shade, dacă vă întrebați de ce n-am shadere Este pentru că um, ia. E același roz, mai că puțin mai deschis am impresia Uh, n-am și pentru că nu mai am instalat modul ăsta singur, adică n-am nimic, nici not in a fight, nimic. Doar modul acesta. Pentru că n-ai mai special modul ăsta. Vedeți, am reușit să combinăm trei culori. Nu știu dacă pot să fac zi, time set day, nu vrea. Uh, open to LAN. Ok, time set day. Ia uite, un Nu știu să combinăm trei. Sunt curios câte reușit să combin. Ia, trebuie ceva deschis. Asta e destul de deschisă. Nu, no, deja e foarte închis. Un fel de negru ăsta. <laughs> Să lăsați în comentarii ce combinații credeți voi că ar arăta cel mai bine. Uh, da, cam atât cu mod showcase-ul showcase acesta. Nu știu de ce îmi pierd cuvintele, sunt destul de obosit și e și târziu. Um, aici încheiem episodul, sper că v-a plăcut. Mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem în data viitoare.